Betty Salam se pregătește de botezul micuțului ei. Bruneta a făcut dezvăluiri despre marea petrecere, dar și despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mămică. Aflăm amănunte de la Vlad Mogoș. Vlad, bună ziua! Bun găsit, Laura. Într-adevăr, iată că la 2 săptămâni după ce Betty Salam a devenit mămică, face primele declarații și povestește această experiență prin care a trecut. Ea spune că în primul rând a ales să nască printr-o operație de cezariană din cauza faptului că s-a temut foarte mult de o naștere naturală, însă durerile care au urmat după aceea au fost greu de imaginat. La momentul nașterii, Florin Salam, tatăl ei, nu se afla în țară, era plecat în Israel, însă în următoarea zi a luat bilet și a venit cu primul avion în București pentru a fi alături de fiica lui și bineînțeles, de noul său născut nepoțel, născut bineînțeles la 1 octombrie, adică în aceeași dată cu bunicul său, cu Florin Salam. Înconjurată de iubirea celor dragi, dar și de iubirea dăruită de către soțul ei, de Cătălin Vișănescu, Betty Salam s-a pus repede pe picioare, povestește că fiul ei este foarte cu minte, dar că face puțină gălăgie atunci când este foame și la 2 săptămâni după ce a născut, după cum vă spuneam și după cum ai precizat și tu, s-au gândit deja la marele eveniment, la botez, care ar urma să aibă loc în data de 9 martie 2019, după cum a afirmat și ea. Laura?